Piesa nouă de la un Umblaton, cea mai importantă conversație de la Codrin Bradea, iar pe forțe pare că Six Nine rămâne la Jilava. Stai, ce? Salutare lume și bine v-am găsit din nou pe acest minunat canal. Dacă încă nu sunteți abonați, noi stați să o faceți chiar acum și da, știu că nu am mai postat de o vreme bună aceste minunate vichesturi clasice, dar după cum bine știți, m-am apucat și de seria de vichest filmată pe care o găsiți tot aici la mine pe canal. Însă, pentru că foarte mulți mi-a scris: "Bă, Cake, mai pune și tu din când câte un vichest din ăla clasică, nu știi cum e, ce frumos, îi place și lui Dumnezeu." Și am zis: "Bine, mă, hai că pun." Și da, astăzi vorbim iarăși, nu știu câta oară, despre preferatul vostru, băiatul curcubeu, băiatul să pun rapperul de la Poarta Albă, Six Nine. Okay. So, de ca și avea programat o ședință de dezbatere pentru eliberarea lui în această lună, însă din păcate pentru unii și din fericire pentru alții, se pare că dezbaterea s-a amânat din nou. Asta pentru că unul dintre avocații lui Six Nine a fost respins de la caz de către judecătorie. Ok, so, pentru cine nu știe, de ca și este acuzat de șaf armat și arme de foc, droguri și mult chec. Și da, și-a petrecut cu Crăciunul, anul nou și probabil și pe următoarele dacă nu iese din belea, închis la Mititica. Asta după ce a pus pe masă milioane de dolari pentru cauțiune. Eh, câteodată se pare că banii nu pot cumpăra orice, nu? Acum omul trebuia să iasă pe cauțiune luna asta oferind suma de 1.5 milioane de dolari și totodată supunându-se la câteva reguli de cauțiune. Însă, pentru că unul dintre avocații lui, mai exact Lance Lazzaro, a fost eliminat din cauză și când se întâmplă astfel de lucruri, se pare că se amână și procesul de cauțiune. Eh, dacă mă întrebați până când, sursele spun că următoarea conferință a lui Nine va avea loc pe 27 februarie, deci l-a mai amânat o lună. Tot sursele ne spun că data începerii procesului de judecată definitivă va avea loc pe 4 septembrie, iar dacă până atunci nu se rezolvă prea multe chestii, Six Nine riscă să fie pedepsit cu 32 de ani de închisoare. Ce, mă? Până acum se pare că norocul nu este de partea lui TK și este sub presiune, îi se taie din timp și nu știu cât de cool ar fi să mai câte peste 32 de ani. În alte știri, copilul lui XXXTentacion a luat naștere. Asta fix după câteva zile de la ziua lui de naștere. Aduc lui XXXTentacion, te-ai prins? Ce să zic, mă, sper să fie ok și să nu treacă prin România, că poate două gripă pe ei și a fost cu el. Că vine vorba de XXXTentacion, s-a lansat și Members Only volumul 4 exact de ziua lui și totodată videoclipul piesei Don't Cry de la Lil Wayne cu XXXTentacion. Că despre mine și muzica mea, bă, am văzut că mi-a scris foarte multe mesaje pe Instagram. Pentru cine nu mă are pe Instagram, puteți să-mi dați follow chiar acum. Mi-a scris despre piesa Hatere. Când scoți, bă, piesa Hatere? Și spre surprinderea voastră, piesa Hatere vine cu videoclip și va fi lansată extrem de curând. Așa că toți oamenii pe care i-am aici și mi sunt susținători și abonați, v-aș ruga ca atunci când scot piesa să o share-ui și să lăsați un comentariu la ea, pentru că asta m-ar ajuta foarte, foarte mult. Bă, vă mulțumesc mult că a stat Gian aici pe canal, vă mulțumesc că este stat să fac vichesturi de astea clasice, vă mulțumesc că sunteți abonați și vă mulțumesc că vă doare la Cake. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați și da, dacă vreodată vă regăsiți într-un episod de al meu, de bine sau de rău, nu o luați personal. Dacă o luați personal, I don't give a fuck, vă pup.